Bună ziua! Astăzi vreau să vorbesc puțin despre poveștile galaților, așa cum sunt ele dezvăluite de Victor Cilincă în volumul Abecedar istoric gălățean, da? o carte reeditată în anul 2021 la editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, după ce inițial ea apăruse într-un format, hai să spunem, electronic, pe un DVD, la editura Peobus Galați în urmă cu un an. Ce îmi place? De ce vă recomand acest volum? Pentru că Victor Cilincă reușește să adune tot felul de povești, unele foarte interesante, altele de-a dreptul bizare, despre evenimente desfășurate în Galați. Evenimente care, multe dintre ele, poate au căzut în uitarea publicului, dar, prin condeul acestui autor, ele sunt readuse în atenție. Și haideți să vă citesc câteva titluri, pentru că um, sunt foarte. Um, unele din ele foarte actuale. Prima ar fi, primul titlu ar fi Orașul Spionilor, unde povestește despre activitățile de spionaj desfășurate în Galați. După aceea, o chestie foarte interesantă pe care nu prea să știam. Eram capitala României cea mai potrivită. Alt articol, tot capitală, dar sub stăpânire rusească, e vorba de propunerea făcută la un moment dat ca acest oraș Galațiu să devină capitala României Unite, având în vedere avantajele legate de poziționarea sa, în sensul că era aproape la aceeași distanță și de București și de Iași, era exact la un punct de cotitură al Dunării, făcea legătura prin port cu marile capitale ale lumii și așa mai departe. Mai scrie un articol tot așa semi-interesant, dacă nu de-a dreptul trăznit, Vea urechea, primul român propus la premiu Nobel și povestește cum de l-a ratat. Um, un lucru iară puțin știut sau uh, uitat de contemporani uh, este legat de puterea cu care a rezistat orașul Galați în primul război mondial, atunci când frontul se stabilizase pe Siret, iar dinspre Vădeniu Brăilei, unde se afla armata germană, era bombardat continuu. Și ca urmare, la finalul războiului, orașul Galați primește două medalii, una din Franța și una din Italia, pentru curajul arătat de o localitate, de oamenii care locuiau în oraș și pentru vitejia cu care au luptat în acest prim război mondial. Dezvoluie și o informație care pe mine m-a făcut să zâmbesc așa și anume că Dimitrie Cantemir este de fapt gălățean, că e născut la Galați și că uh, tatăl lui uh, este de, de asemenea uh, s-a ridicat uh, la Galați și povestește cum uh, s-a ridicat tatăl lui uh, salvând haremul sultanului uh, pe care l-a adus la Galați și pe urmă l-a predat uh, unui corp de armată turcesc și ca urmare a fost ridicat în grad de către sultan aflat în campanie în Moldova și sultanul bineînțeles a spus că după o discuție avută cu tatălui Cantemir a spus pe tine ar fi trebuit să te pun domn dar nu pot acum pentru că i-am promis actualului domn dar rămâi în atenția mea și vei avea în curând o domnie lucru care s-a întâmplat peste câțiva ani când domnul Moldovei care era de fapt rudit și cu tatălui Cantemir și chiar nașul lui Dimitrie Cantemir este mazilit și tatăl lui Dimitrie Cantemir este numit domnitor al Moldovei, deși el nu provenea dintr-o familie boierească mare, ci era un, avea un rang de boier mai mic. Dar în felul ăsta face saltul la marile familii boierești. Ce mai zice aici? Zice de misterioasele catacombe ale vechiului oraș, povestește foarte mult despre aeroportul pe nedrept pierdut, despre primul hidroavion care a fost lansat la Galați, primul hidroavion românesc, zice de tema și simbolurile orașului și are o serie de povești interesante despre Gălățeni și acest celebru război al Crimei, primul război, Hai să spunem așa, cu implicații industriale, deci unde s-au folosit tehnologii și tehnici industriale, unde povestește că armata rusă avea, încă de pe vremea țarului Petru cel Mare, o dotare specială, trăgea cu un fel de bombe produse de francezi, care, în momentul în care cădeau explodau, dar nu conțineau un interior explozibil, ci conțineau um, un fel de compus chimic care omora atât cai cât și soldații și acest compus chimic era făcut și tunul și tot era făcut de o companie franceză și um, povestește cum se creează panică în rândul turcilor în momentul în care aud că urmează să fie folosit acest, acest, armament. Desigur, armamentul exista și Petru a vrut să-l folosească chiar în timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, dar și povestește asta Victor Cilincă foarte interesant povestea, dar francezii n-au reușit să facă juncțiunea cu armata, cu armata rusă și astfel a rămas doar celebra înfrângere a armatei moldo-ruse și Prut și după aceea Cantemir, Dimitrie Cantemir a trebuit să se retragă în Rusia dar poveștile sunt interesante te prind, sunt scrise cu patos au o savoare aparte, deși cartea nu este tipărită extraordinar de îngrijit unele poze sunt puțin mișcate sau prea tare imprimate nici așezarea în pagină nu este cea mai uh, excelentă, dar uh, trecând peste aceste mici neajunsuri, uh, volumul se citește uh, ușor, este fascinant, chiar și pentru un negălățean cum sunt eu, și uh, este. Uh, la un moment dat îți uh, strânește așa un zâmbet în, în colțul gurii, pentru că uh, vezi patriotismul de care dă o dovadă autorul, vezi încercările lui de a readuce aceste evenimente din trecut în atenție și îți dai seama că, domne, acest abecedar istoric gălățean, abecedar, vă dați seama, deci o carte de învățătură despre, despre uh, istoriile mai puțin cunoscute ale galațiului, uh, poate constitui... Uh, un volum de plecare pentru o, să zicem, o istorie mai vastă a orașului Galația, a întâmplărilor din acest oraș. Mi se pare cartea foarte binevenită și vă invit să o studiați și să vă bucurați de aceste povestiri pe care, iată, domnul Cilincă nu se sfiește a le împărtăși. A, ce mai trebuie precizat, o parte, dacă nu aproape majoritatea acestor povești, au apărut în ziarul Viața Liberă, unde autorul a avut la un moment dat o rubrică și despre poveștile Galațiului. Deci e o invitație la citit și sper să vă distrați. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună!